Fostul polițist Cristian Cioacă a atacat hotărârea judecătoriei Pitești prin care i s-a respins eliberarea condiționată. Criminalul Elodie Ghinescu cere să iasă din spatele gratiilor, așa cum a decis comisia din penitenciar. Vă reamintesc, Cioacă a fost condamnat în 2014 la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru că și-a ucis soția, dată dispărută în 2007, și al cărei trup n-a fost găsit nici până acum. Cu toate informațiile vine chiar acum colega mea, Mariana Zaharia. Bună ziua, Mariana! Bun găsit, este a doua încercare numai anul acesta pentru Cristian Cioacă de a ieși de după gratii. I-a fost respinsă în primăvară și acum i-a fost respinsă a doua cerere de către judecătoria Pitești. Merge la Tribunalul Argeș, unde nu a fost încă dat un termen, dar decizia de aici este una definitivă. Dacă magistrații vor hotărâ să îl elibereze pe Cristian Cioacă, atunci el va fi pus în libertate de îndată. Dacă însă vor păstra decizia judecătoriei Pitești, Cristian Cioacă își poate încerca din nou norocul abia în luna octombrie. Cristian Cioacă este condamnat pentru uciderea soției sale, Elodie Ghinescu. De-a lungul timpului el a primit fie aviz pozitiv de la Comisia de Eliberare din Penitenciar, fie aviz negativ. De data aceasta, el a mers la judecătorie cu aprobarea Comisiei Penitenciarului. De ce magistrații piteșteni au hotărât totuși să îi respingă cererea, vom afla cel mai probabil peste o lună. Este termenul minim în care judecătorul care a dat respingerea își poate motiva hotărârea.